Proprietarii de trotinete vor fi obligați să încheie începând de anul viitor polițe RCA pentru vehiculele lor. Autoritatea de supraveghere financiară urmând să elaboreze normele de aplicare a unei directive europene deja aprobate. Astfel, în ultimii 3 ani în România au avut loc peste 300 de accidente în care au fost implicate trotinetele electrice. O directivă recent adoptată îi obligă pe cei care ies în trafic cu trotineta să fie asigurați pe modelul asigurării de răspundere civilă. Parlamentul are termen până la anul să introducă noua obligație și în legea națională. Ulterior, Autoritatea de Supraveghere Financiară va trebui să elaboreze normele de aplicare. Domnule, ar trebui să plătească, sigur că da, fiindcă vedem asta că fac multe accidente, am văzut, la mașini, la ăștia, fac accidenturi, fac cu tare, dar ar trebui să meargă cu mai încet sau să vadă după cumva, am văzut și eu la televizor că se întâmplă multe cazuri de ăștia, de treburi din ăștia cu trotinete. Că ar trebui să fie mai atenți. Da, să fie foarte atenți când merge și nu la copii, trebuie să meargă așa, o vârstă mare, mai mare care să le dea, nu la copii de ăștia mici, că ăștia nu prea au așa mintea care să conducă. Părerea mea că trotinetele astea electrice, într-adevăr, e un pericol pentru circulație. Prin faptul că ele nu au un sistem de ăsta, ca o mașină cu semnalizare, cu toate, nu știu ce, și circulă pe stradă haotic, așa, chiar bine zis, haotic, care periclitează. Am văzut și accident cu trotinetă, a dat într-o femeie aici pe centru de țărac, a făcut-o zopraf. Niște copii de așa cu trotinele, pentru că ei în primul rând, copiii ăștia n-au nici cunoștință despre circulația rutieră, vorbesc așa. Da, păi, și e o chestiune în care mi se pare care ar trebui obstrucționată cândva. Valentin Ionescu, reprezentant al Autorității de Supraveghere Financiară, afirmă: au fost prea multe situații la nivel european, diverse țări au reclamat diverse situații de accidente în care au fost implicate trotinetele, așa cum a văzut și în România. Se dorește și reglementarea acestor vehicule. Să bage poliție, nu cred că e la fi bine. După ce că plătim azi, de mult mai puțin și pentru toate sunt bani, de unii. Se consideră că trotinetele electrice, dar și bicicletele electrice produc daune, iar acestea trebuie să fie acoperite cumva. Autoritatea care supraveghează piața asigurărilor din România va aplica o directivă europeană deja aprobată, și anume proprietarii de trotinete vor fi obligați să aibă poliță de asigurare. Începând de anul viitor, în ultimii 3 ani în România, au avut loc peste 300 de accidente în care au fost implicate trotinetele electrice.